Bine v-am găsit la știri. Condamnat la 2 ani închisoare cu executare, social-democratul Adrian Năstase a cedat psihic. Fostul premier a încercat să se sinucidă împușcându-se cu un pistol în zona gâtului. Se pare că lăsase și un bilet de adio. Fostul prim-ministru are în gât 4 plăgi împușcate. Glonțul a intrat prin partea stângă, a trecut pe lângă cartilagiul tiroidian, a ricoșat în claviculă și a ieșit prin partea dreaptă a gâtului. Adrian Năstase a fost supus unei intervenții chirurgicale care a presupus îndepărtarea țesuturilor distruse de pe traseul glonțului, dar și chirurgie plastică și reparatorie. Adrian Năstase a încercat să-și ia viața la câteva ore după ce a aflat că va trebui să execute sentința de 2 ani cu închisoare în dosarul Trofeul Calității. Operația lui Adrian Năstase s-a încheiat cu succes. Potrivit medicilor, plaga a fost închisă și glonțul nu a afectat formațiuni anatomice vitale. Fostul premier se simte bine, dar va mai rămâne câteva zile internat în spital. Gestul disperat al liderului social-democrat a șocat întreaga țară. Tentativa de suicid a lui Adrian Năstase și condamnarea sa la 2 ani de închisoare cu executare au ținut și țin prima pagina ziarelor de pe Mapamond. La unison, politicienii din Alba regretă gestul lui Adrian Năstase și îi doresc sănătate. Este un act regretabil. Părerea mea este următoare. Sigur, decizia instanței nu este de comentat, dar din punctul meu de vedere credem că o hărțuire de aproape 8 ani de zile a dus o persoană care pentru noi este un simbol în cadrul PSD și de asemenea îl consideră cel mai bun premier al României. A dus la un gest disperat. Credem că s-a exagerat, credem că dosarele respective au fost fabricate în mare parte și rămâne ca pe viitor adevărul să iese la suprafață. Nu vreau să comentez absolut nimic, da? Pentru că eu cred că e deprisos și cred că și Adrian și familia lui își dorește ca să se încheie cu comentarii care sunt foarte multe în momentul de față și care sunt convins că nu, sau în marea lor parte nu sunt sincere. Eu nu pot să vă spun decât că Adrian Năstase este prietenul meu, atât. Ăsta e comentariul meu. Dumnezeu să-i dea sănătate. Atât, mai mult de atât n-am ce. Să ferească Dumnezeu de lucruri rele și nu că nu doresc nimănui. Sincer să spun, deja pot să și iei ca declarație. Chiar nu vreau să comentez în niciun fel. E un fapt regretabil că în politica românească s-a întâmplat, mă refer la tentativa de suicid a domnului Năstase. E un fapt regretabil și chiar nu vreau să comentez pentru că mă gândesc la familia dânsului în primul rând. Dar din punct de vedere politic, în opinia mea, e deja demonstrat că reforma în justiție pe care a demarat-o Partidul Democrat Liberal acum 3 ani de zile, iată de roade, justiția este independentă și, dacă vrei, și pentru oamenii politici din momentul de față, e un semnal că nu ne putem juca cu ceea ce înseamnă legea și nu suntem mai presus de lege față de ceilalți cetățeni. Deci atât comentez în lest, în niciun fel. Doamne ferește că, sincer spun, am fost un pic mirat de evenimente și totodată mă gândesc încă o dată că fiecare avem familie. Așa ca un, ce să zicem, spectator la ceea ce se întâmplă, mă rog, ca și evenimente, un eveniment neplăcut. În păcat că s-au ajuns aici, acum eu nu pot să dăm dreptate, pentru că am detaliile, să zic că justiția sau justiția oricum nu putem să o criticăm sau, mă rog, opiniile justiției trebuie să fie neutre, apolitice și așa, nu știu în ce măsură Adrian Năstase, de probabil cei 6-8 ani de când zice că e tot un prezent mereu al instanțelor în diverse instanțe și diverse procese care le-au avut, s-o fie ajuns și o stare de stres și opusă, de regretabil. Mă arest, nu știu, lucrurile le vor mai va mai rezolva timpul un pic. Completul de judecată care l-a condamnat în unanimitate pe Adrian Năstase a fost format din 5 judecătoare, printre care și Livia Stanciu, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. Spitalul Județean Alba se află în plină procedură de acreditare. Pentru obținerea mult așteptatei acreditări, în prezent se modernizează 3 secții ale spitalului, iar în 2 săptămâni se urmărește obținerea certificării ISO. Acreditarea spitalului se va reflecta în calitatea actului și a serviciilor medicale.
Într-o primă etapă, obținerea acreditării a însemnat în principal modernizări și investiții pentru a remedia punctele slabe, respectiv blocul alimentar, urmând mai apoi spălătoria și sterilizarea. Disconfortul care există la ora asta în spital și prin intermediul dumneavoastră vreau să cer scuze pacienților și aparținătorilor pentru că lucrăm în trei puncte, în pediatrie, în ginecologie și acum am terminat sterilizarea. Eu știu că producem un disconfort pacienților, dar nu avem ce să facem. Bineînțeles că soluția ideală era închidem spitalul jumate de an, facem toate lucrările și dăm drumul mai departe. Nu se poate așa ceva. Spitalele care nu solicită demararea procedurii de acreditare nu vor mai primi bani de la buget. În procesul de acreditare au fost înscrise inițial 459 de spitale, dintre care 74 de unități sanitare private. Procedurile, în momentul în care le avem și vor fi implementate, vor mări atât siguranța pacientului, vor mări atât eficiența actului medical și, pe de altă parte, vor asigura, să zicem așa, și un confort din partea personalului, că dacă urmează acea procedură, lucrurile sunt ok, sunt în siguranță. În urmă cu 2 ani a luat ființă Comisia Națională pentru Acreditarea Spitalelor cu acordul Ministerului Sănătății. Spitalele din România trebuie să fie acreditate până în 2015. Echipa managerială a Spitalului Județean a propus administrației locale din Ogna Mureș să se înființeze un centru medical multifuncțional. O dificultate în realizarea centrului o reprezintă găsirea doctorilor cu specializările pediatrie, interne, ginecologie și chirurgie. Problemele de la Ogna Mureș sunt însă și de natură juridică, deoarece spitalul este implicat într-un proces. Centrul medical de la Ogna Mureș propus pe înființare în locul Spitalului Orășenesc desființat în aprilie 2011 nu va avea personalitate juridică, deci nu va dispune de o structură administrativă proprie. Cu domnul primar ne-am înțeles să identifice 4 specialități interne, pediatrie, ginecologie și chirurgie pe care să încerce să-și aducă specialiști. Procedura este următoarea. Ministrul Sănătății înființează prin ordin centrul multifuncțional, casa de asigurări din acel moment intră în relație contractuală și finanțează serviciile prestate de centrul multifuncțional. O adevărată provocare reprezintă găsirea medicilor specialiști dispuși să lucreze în Ogna Mureș. Problema este foarte simplă, e foarte simplu să spui reînființăm. Dar nu ne dăm seama că noi, ca Spital Județean, nu reușim să ne aducem specialiști. Dar mai un Ogna Mureș unde perspectiva economică sau situația economică actuală nu ți oferă nicio perspectivă. Personalul medical din Ogna Mureș redistribuit după desființarea Spitalului Județean Alba și va putea relua activitatea în localitatea de reședință. Noi dorim din tot sufletul să facem treaba asta, mai ales și pragmatic vorbind, avem personalul de la Ogna Mureș redistribuit în unitatea noastră, pe lângă faptul că este un calvar pentru persoanele astea să facă naveta zilnic. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă să faci zilnic Ogna Mureșul, să ajungi la ora 7 la serviciu, să lucrezi în ATI. Să lucrezi în ATI, asta înseamnă că la ora 4, la ora 5 pleacă de acasă. Noi am încercat 4 luni de zile, am reușit noi din venituri proprii și din sponsorizări să le susținem abonamentele, să le ușurăm un pic povara financiară, dar este criminal. În prezent, autoritățile locale se află în litigiu cu o firmă privată din București privind asigurarea serviciilor medicale de ambulatoriu în Ogna Mureș, iar aparatura medicală se află sub cheie. 15 firme și zeci de persoane aflate în căutarea unui job au luat parte astăzi la Bursa Locurilor de Muncă. Astfel, atât șomerii cât și absolvenții au avut șansa de a se întâlni cu angajatorii și de a discuta despre calificări și posturi disponibile. Zeci de albioliene au format cozi în fața sediului direcției programe cu ceva vreme înainte ca Bursa Locurilor de Muncă să își deschidă porțile. Oamenii au venit cu speranța că vor găsi un post potrivit pentru calificarea lor și nu au ezitat să discute cu angajatorii. Ce loc de muncă îți cauți? Operator de calculator. Ai studii în domeniu? Acum urmez un curs. M-ar interesa un job pentru studii superioare. Din păcate am ajuns la o vârstă în care angajatorii nu mai caută experiența, ci doar tineri cu salarii mici și nu găsim un job. La rândul lor, companiile și-au prezentat oferta de muncă. Oferta societății noastre este în domeniul alimentației publice. Avem disponibile 3 posturi noi de barman ospătar pentru o locație din zona stadion. Avem oferte pentru partea de TESA, da, de administrativ, persoane cu studii superioare, studii medii și avem și pentru partea de muncitori. Pentru partea de TESA avem posturi de ingineri, pentru că firma noastră se ocupă pe partea de mecanică, avem nevoie de ingineri calitate. Inițial și-au anunțat participarea la Bursa Locurilor de Muncă 18 firme din diverse domenii de activitate.
Locurile de muncă oferite sunt 133. Dintre acestea sunt 5 locuri de muncă pentru absolvenți de studii superioare, respectiv 3 ingineri și 2 economiști. Și mai sunt locuri de muncă pentru meserii care necesită o anumită calificare. Se cer zidari, sudori, lăcătuși. Sunt câteva posturi de agent comercial și posturi de muncitori necalificați. Bursa locurilor de muncă organizată la Alba Iulia face parte din proiectul Măsuri Integrate de Ocupare în Cartiere. Noi am spus Măsuri Integrate de Ocupare în Cartiere pentru că la sfârșit de proiect ne propunem să avem o imagine mult mai clară a orașului, să știm în care parte a orașului ce nevoi există, ce putem face pentru acei oameni și mai ales să știm cum vom reuși să susținem și să ridicăm acea zonă a orașului. Cunoscând-o mai bine, o ajutăm mult mai ușor. Bursa a fost organizată pentru a facilita accesul la posturile vacante și la cursurile de formare profesională. Au fost puse la bătaie câteva sute de locuri de muncă. Valul de căldură insuportabilă îi afectează și pe locuitorii județului Alba. Potrivit raportului zilnic întocmit de Direcția de Sănătate Publică Alba, în ultimele 24 de ore, 6 persoane au leșinat pe stradă, iar ambulanța a fost solicitată în 71 de cazuri. Doctorul Hoia Timiș, directorul DSP Alba, a precizat că în aceste zile funcționează 4 puncte de prim ajutor, 3 în Alba Iulia și 1 în Sebeș. De asemenea, 34 de ambulanțe sunt mobilizate pentru intervenții în județ, însă ar mai fi necesare aproximativ 6. La momentul acesta s-a trimis și o adresă tuturor primărilor ca să identifice puncte de prim ajutor, să colaboreze cu mediatorii sanitari la care s-a trimis ceea ce trebuie făcut pentru a preveni cazurile de caniculă. În cursul zilei de miercuri, inspecția sanitară a efectuat 6 controle tematice, identificându-se deficiențe în 2 cazuri în care s-au dispus măsuri de remediere. Sezonul cald aduce cu sine și o serie de pericole pentru populație. În această perioadă trebuie să fim atenți la ce mâncăm, cum ne îmbrăcăm, cât ne expunem la soare, dar și la modalitățile de a scăpa de căldura de afară. Când mercurul din termometre trece de 30 de grade Celsius, pentru cei mai mulți, prima variantă este o baie la ștranduri. Cât de periculoasă poate fi această plăcere, ne spun atât dermatologii cât și cardiologii. Un bazin cu apă îndoielnică din punct de vedere al purității poate duce la apariția unor boli de piele. Mai mult, nu este indicat contactul brusc cu apa rece din bazine atunci când corpul este încins de razele soarelui. Insolația este un alt aspect de care trebuie să ținem cont vara. O pălărie sau o umbrelă de soare poate reprezenta o barieră suficientă împotriva unor eventuale neplăceri cauzate de soare și îmbrăcămintea trebuie să fie cât mai lejeră și de culoare deschisă. Expunerea la soare trebuie să se facă fie de dimineață, fie după amiază și doar sub protecția cremelor speciale. Pentru cei mai mulți dintre noi, primul remediu împotriva caniculei este înghețata. Atenție însă de unde o cumpărați, pentru că dacă nu a fost păstrată bine, riscați să vă îmbolnăviți. Regula e valabilă și pentru alte alimente, mai ales pentru cele perisabile, cum sunt laptele și ouăle. Acestea trebuie păstrate la o temperatură de maxim 18 grade Celsius. Produsele de tip fast food reprezintă în această perioadă un potențial factor de risc. Elevii de liceu și părinții acestora mai au timp până mâine să completeze chestionarul referitor la structura examenului de bacalaureat de anul viitor. Potrivit ministrului interimar al educației Liviu Pop, modificarea examenului se va face doar dacă elevii vor dori acest lucru. Chestionarul vizează 2 categorii de respondenți, respectiv elevi și părinți, și va cuprinde 6 întrebări tematice. Șefii inspectoratelor școlare județene au obligația să asigure în regim de urgență trimiterea chestionarelor către unitățile școlare, astfel încât să poată fi completate de elevii claselor 9-11 și de către părinți până la finalizarea anului școlar, adică până în 22 iunie. Datele vor fi mai apoi centralizate în fiecare unitate de învățământ și transmise inspectoratelor școlare județene. Acestea la rândul lor vor trimite Ministerului Educației rapoartele finale până la data de 26 iunie. Liceele vor fi obligate să arhiveze chestionarele pentru o perioadă de cel puțin un an. Echipa Youth Bank a sărbătorit aseară încheierea celui de-al 3-lea an de program implementat la nivelul județului prin Fundația Comunitară Alba. Astfel, în cadrul evenimentului au fost prezentate cele 9 proiecte finanțate pe parcursul anului școlar 2011-2012 cu suma de aproape 17.000 de lei. Inițiativele celor 33 de tineri din municipiu s-au concretizat cu ajutorul a 7 organizații gazdă și 5 licee alba-iuliene. Proiectele implementate au avut diverse teme, începând de la cele culturale, turistice, dar și sociale. Sunt proiecte extrem de interesante, realizate de elevi de liceu, asta înseamnă clasele 9-12,
Ați văzut că sunt multe dintre ele care au problematici care le depășesc generația și le depășesc vârsta, ceea ce înseamnă că tinerii gândesc în perspectivă. Nu putem fi decât bucuroși că Fundația Comunitară Alba a făcut acest demers. Le mulțumim partenerilor noștri și îi provocăm, în ghilimele, pe ceilalți tineri din Alba Iulia, ca începând din toamnă și de la următorul concurs de finanțare, să vină cu proiecte, mai multe proiecte, mai bune, pentru că noi le stăm la dispoziție. Cei 13 membri Youth Bank din Alba Iulia au readus în memorie evenimentele organizate de ei pe parcursul anului școlar 2011-2012. Ce a însemnat pentru tine Youth Bank? Youth Bank a însemnat pentru mine o poartă, pot să spun, mi-a deschis o mulțime de drumuri, o mulțime de oportunități, m-a ajutat să mă dezvolt, mă bucur că am reușit să dezvolt și comunitatea prin proiectele pe care le facem. Dă-mi frumos un singur exemplu de proiect la care ai participat. Păi, proiectele la care am participat au fost proiectele prin care am strâns noi fonduri. Cum am și prezentat la început, Fabrica de Bucurii, pot să spun că a fost un proiect reușit. În fiecare an ne bucurăm așa când vedem că creștem și în sumele pe care le obținem, dar și în modul în care arată evenimentul. Organizate în diverse momente importante pe parcursul anului, evenimentele Youth Bank au dat ocazia tinerilor liceeni să-și dezvolte abilitățile de antreprenoriat, leadership, comunicare și management financiar. Mă numesc Ralph Macavei, sunt în primul meu an de Youth Bank și sunt pe clasa 9. Evenimentul care a dat startul acestui an 3 de Youth Bank a fost Crăciun cu ritm, a avut la jumătatea lunii decembrie, așa ca în spiritul Crăciunului. A avut la Casa de Cultură a Studenților, unde au participat personalități cunoscute din orașul nostru, precum trupa Skepsis, Miru, trupa Urban Trip și mulți alții. În cadrul evenimentului, tinerii din echipele finanțate și-au prezentat proiectele, rezultatele, dar și obiectivele pe care le au în viitor. Pentru efortul lor, tinerii liceeni au fost recompensați cu diplome. Proiectul nostru se numește Perfum Vedeți, Trei Descoperim prin Artă, inițiată de echipa DAR și organizația gazdă Asociația Grupul Skepsis. Participanții la proiect sunt liceeni din cadrul Liceului de Muzică și Arte Plastice, cât și din cadrul Colegiului de Afaceri, precum și lideri precum și din la Teatru Skepsis s-a intrat la voluntari. Alba Iulia este unul din cele 7 orașe din România în care acest program se derulează alături de București, Cluj-Napoca, Iași, Odorheiu Secuiesc, Timișoara și Târgu Mureș. În cei 3 ani de program au fost finanțate 26 de proiecte depuse de elevi ai liceilor din Alba Iulia, valoarea totală a finanțărilor fiind de 42.000 de lei. Promoția Nagoe Basarab 500 a Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba Iulia și-a luat rămas bun de la colegi. Aseară pe platoul din incinta colegiului, absolvenții au participat la ultimul apel, activitate cu tradiție pentru beretele albastre ale orașului. Dacă în urmă cu 4 ani au admis la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia 100 de elevi, 89 au absolvit această instituție. Festivitatea care a încheiat ciclurile liceene a celei de 61-a promoție a adus alături de elevi și cadre didactice și militare și părinți, prieteni și apropiații acestora. Marea familie a Colegiului Militar din Alba Iulia. Încă de ce? Mereu împreună! Activitatea începută prin parada absolvenților Colegiului Militar a continuat cu ultimul apel de seară, când cu emoție în glas absolvenții au răspuns prezent pentru ultima dată. Colar Iuliu! Absolvent! Dragă Cristian! Absolvent! Drăgat Daniel! Absolvent! Bratul Mihai! Absolvent! Lăutaru Alexandru! Absolvent! Absolvent! Zetcu Teodora! Absolvent! Albu Alexandru! Absolvent! Bumba Alexandra! Absolvent! Bărbulescu Nicolae! Absolvent! Dragomir Ioan! Absolvent! După 4 ani petrecuți împreună în marea familie a Colegiului Militar, cu emoții în suflete, printre lacrimi și zâmbete în același timp, absolvenții și-au luat rămas bun de la colegii mai mici. S-au îmbrățișat și-au luat baftă pentru ultima oară și au cântat împreună. A fost o etapă grea, dificilă în viața noastră, pe care acum am reușit să o depășim și sperăm că o să fie mai bine mai departe, examen de bacalaureat și admitere. O experiență de viață extraordinară, de care îmi voi aminti toată viața. Și un loc unde am întâlnit cei mai minunați oameni. Ce dorești pe viitor? Să intru la Academie, să urmez o carieră militară. Ai putea defini Colegiul Militar într-un singur cuvânt?
ceva unic. Emoțiile trăite de absolvenți s-au răsfrânt și asupra părinților și rudelor care au asistat la festivitate. E copilul absolvent al clasei a 12-a și a venit să ne bucurăm alături de el. Ce au însemnat pentru dumneavoastră cei 4 ani în care a știut că fiul dumneavoastră este aici în Alba Iulia la Colegiul Militar? Am suferit alături de el și împreună cu el, el învățând să fie un om mai bun, noi alături de generația cu numărul 61 își ia la revedere de la Colegiul Militar. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest rămas bun? Ca de fiecare dată când o promoție ne pleacă, noi rămânem triști, pentru că e o muncă investită în 4 ani de zile și sigur că acest lucru ne creează o oarecare stare așa de emoție, dar ne întărește în același timp faptul că în stânga lor în formație mai sunt încă 3 generații care vin tare din urmă și cred că vor fi uitați atât că trebuie uitați, nu de tot, pentru că niciodată nu vor fi uitați în sufletul nostru generația, promoția 61 în 2012. Cu siguranță ei vor continua cariera militară. Ce urmează să facă absolvenții Colegiului Militar? Păi sunt în examenul de bacalaureat acum, după cum știți, sunt la competențele, probele de competențe, urmează probele scrise și începând cu 14 iulie începem examenele de admitere în academii. Speranța noastră este ca toți absolvenții noștri să fie admiși, sigur admiterea se face pe bază de examen și e mai greu să fie admiși. Atunci putem declara că misiunea noastră a fost îndeplinită într-adevăr, când absolvenții noștri sunt asimilați de către academii într-o proporție cât mai apropiată de 100%. Pentru cele 61-a promoție a Colegiului Militar Mihai Viteazul va urma o perioadă plină de examene care vor defini pe viitor cariera lor militară. Ceremonialul încheierii anului școlar 2011-2012 la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia s-a desfășurat în această dimineață pe platoul din curtea interioară a instituției. Alături de cei 400 de elevi, la festivitate au participat reprezentanți ai instituțiilor locale, dar și invitați de onoare care au ținut să-i felicite pe cei mai meritoși elevi. Festivitatea de încheiere a anului școlar a început prin intonarea imnului de stat și salutul primit de generalul Ioan Eman și locțitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie Gemina Cluj. Festivitatea a continuat cu intonarea imnului Gaudeamus Igitur, un mesaj de rămas bun pentru absolvenții care părăsesc Colegiul Militar Mihai Viteazul. Simbolul schimbării generațiilor a avut loc tot astăzi prin predarea cheii colegiului de către elev plutonier adjunct Chișiu Simona și primirea acesteia de către elev plutonier adjunct Oltean Alexandra. Naivitatea începutului, transformată în maturitatea absolvenților. Vă transmitem, prin simbol, iubirea noastră de știință și de cei ce ne-au deschis porțile ei pentru o mulțumire eternă. Lăsăm aici, în Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul, amprentele trecerii noastre, coroborate cu cele ce au fost și cele ce vor veni. Pentru onoarea și gloria Armatei Române, viva! 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 Ca de obicei, la finalul anului școlar au fost premiați toți cei care au contribuit prin activitatea lor la creșterea prestigiului colegiului. Astfel, profesorii și elevii cu rezultate deosebite au fost premiați cu diplome și sume importante de bani. Diploma de excelență, felicitări, multă sănătate și succes deosebit din continuare.
V-ați pus amprenta asupra acestui colegiu militar prin tot ceea ce ați făcut, prin proiectele pe care le-ați realizat alături de elevii acestui colegiu. Cum vă simțiți acum când ați primit aprecierea din partea acestui colegiu? Foarte emoționată. În primul rând am fost surprinsă și am niște emoții extraordinare, poate că nu s-au văzut, dar este un moment emoționant, pentru că este un moment care nu poate să te lase rece și mai ales faptul că ceea ce facem aici nu facem pentru recompensă, dar atunci când vine, într-adevăr, îți dă o senzație deosebită. Chișiu Simona pentru contribuția deosebită la ridicarea calității actului artistic. Elevei plutonieri Iulia Săcădat pentru remarcabilele activități desfășurate în cadrul proiectului European Comenius. De departe, cele mai multe premii le-a obținut elevele Chișiu Simona din clasa 12-a și Oltean Alexandra din clasa 11-a, având cele mai bune rezultate la învățătură, dar au fost recompensați și elevi care au obținut performanțe și în alte activități ale colegiului. Foarte multe premii au fost acordate de invitații de onoare prezenți la eveniment. Elevii școlii din Bărăbanț și-au luat astăzi la revedere de la profesori și colegi și-au pășit cu entuziasm în vacanța mare. Adunați cu toții la clasicul careu din curtea școlii, copiii au fost răsplătiți cu diplome și cărți. Elevii au mers astăzi la școală îmbrăcați de sărbătoare și, bineînțeles, cu superbe buchete de flori pentru doamnele profesoare și învățătoare. Au și pentru ce se bucura, a mai trecut un an școlar în care au acumulat cunoștințe noi, experiență și poate puțină înțelepciune. Iar acum efortul este răsplătit cu o bine meritată vacanță. Ne-am adunat aici ca să strângem laurii, acum la sfârșit de an. Am muncit un an de zile cu bune, cu rele, cu eforturi, cu suspine, cu zâmbete, cu râsete, cu de toate și acum încununăm ceea ce am muncit din toamnă și până acum. Am început cu speranțe, terminăm optimiști, ne așteaptă pe unii examene grele în clasa 8-a, pe alții emoțiile unui ciclu gimnazial nou. Elevii au fost însoțiți de părinți și bunici pe chipul cărora am putut citi încântarea și mândria. Copiii au fost chemați pe rând pentru a primi diplome și cărți. Elevii intră în mult așteptată vacanță de vară în care vor avea timp de joacă și excursii, însă din toamnă îi așteaptă un nou an școlar cu alte provocări și multe lecții de învățat. Arta, modalitatea de prevenire a consumului de droguri, a fost prima acțiune din calendarul Zilei Internaționale de Luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri. Manifestarea derulată ieri a fost una inedită, deoarece trupa de teatru Batista cu Eter a Colegiului Național Horia Cloșca și Crișana Alba Iulia a prezentat un moment artistic tocmai persoanelor private de libertate de la penitenciarul din Aiud. Prin acest parteneriat, organizatorii au urmărit pe de o parte transmiterea prin intermediul spectacolului teatral de mesaje cu caracter antidrog, iar pe de altă parte se dorește atragerea persoanelor private de libertate către actul de cultură. Centrul Antidrog din Alba a desfășurat o activitate la penitenciarul Aiud în parteneriat și cu Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan. Piesa se numește Prima Dată. În cadrul acestei piese, tinerii au arătat povestea cutremurătoare a unui elev care din cauza anturajului, din cauza presiunii grupului, a sfârșit din cauza consumului de droguri, a sfârșit în ghearele morții. În cadrul evenimentului a fost subliniată importanța luptei antidrog și utilizarea tuturor resurselor pentru stoparea consumului de droguri, precum și promovarea unei atitudini de apropiere față de consumatorii de droguri și reintegrarea lor în societate, în detrimentul atitudinii generale de marginalizare a acestora. Tinerii au reușit să vorbească cu persoanele private de libertate pe fenomenul acesta al consumului și traficului de droguri. Persoanele private de libertate le-au mărturisit unele momente din viața lor, pentru ce au fost închiși, cum au ajuns din cauza consumului de droguri să-și distrugă viața, familia și, nu în ultimul rând, să-și distrugă comunitatea din care fac parte. Această acțiune se înscrie în calendarul activităților pentru marcarea Zilei Internaționale de Luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri. Prefectul de Alba a solicitat Autorității Naționale Sanitar-Veterinare schimbarea lui Vasile Bereș din funcția de director al Direcției Sanitar-Veterinare Alba. Vasile Bereș este anchetat de DNA pentru primire de mită și anularea unor procese verbale de contravenție. Prefectul Dan Coronan Simedo a însoțit cererea expediată pe adresa Autorității Naționale Sanitar-Veterinare cu actele care atestă că directorul Vasile Bereș este acuzat de fapte penale. Prefectul de Alba solicită înlocuirea lui Bereș cu un director interimar nou sau cu directorul adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare Alba.
În cazul unui referendum pe tema demiterii președintelui României ar fi suficient votul la jumătate plus 1 din persoanele prezente la urne. Până acum era nevoie de votul la jumătate plus 1 din numărul total al populației cu drept de vot. Senatorii și-au dat acordul pentru această modificare. În cazul în care s-ar organiza un referendum pentru demiterea șefului statului, prezența la vot ar deveni crucială. Astfel, dacă jumătate plus unul din cei care își exprimă poziția în cazul referendumului ar dori demiterea președintelui, acest lucru ar fi suficient nemai fiind luat în considerare numărul total al celor cu drept de vot. Propunerea de modificare a legii referendumului a fost adoptată de plenul Senatului cu 75 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri. Adoptarea propunerii a fost primită cu aplauze de plen. Legea a fost adoptată de Senat în calitate de prima cameră sesizată, decizia finală în acest caz urmând să fie luată de Camera Deputaților. Propunerea legislativă semnată de senatorul PSD Georgică Severin și senatorul PNL Cornel Pieptea modifică în legea referendumului condiția care trebuie îndeplinită pentru ca șeful statului să poată fi demis prin referendum. Președintele Traian Băsescu a semnat marți decretul privind promulgarea legii privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. Pe scurt, această lege permite monitorizarea tuturor convorbirilor telefonice și a mail-urilor. Legea a fost respinsă în Senat, dar Camera Deputaților, care este for decizional, i-a dat undă verde. Președintele Traian Băsescu n-a avut nimic împotrivă. Dimpotrivă, a semnat prezidențial promulgarea legii. Astfel se dă tonul intrării cu bocanci nesimțirii în intimitatea fiecăruia. Orice timpan nespălat va auzi când căscăm telefonic și orice privire va scoate ochii din orbite de curiozitatea de a afla cum ne tragem prin net de izmene cu amicii. Nu sunt de acord cu ea. De ce? Nu sunt, că atunci de ce are rost să mai avem telefon? Nu mi se pare un lucru normal. E un lucru privat și personal. Nu mi se pare, păi cum? Fiecare are dreptul la intimitate. Cataractă cui se uită și otită cui ascultă, am putea spune la supărare, dar știm că românul e descurcăreț. Va scrie mail-uri de la dreapta la stânga și va fluiera la telefon codificat, așa că va fi nevoie de o nouă lege care să interzică șuieratul pe mobil sau caligrafia neînțeleasă de ochi tâmpi cu vată uitată în ceară de urechi. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. După o perioadă de 2 ani de zile, județul Alba a reușit să spargă gheața. Europa Alba Iulia, campioana Ligii a 4-a, a reușit să învingă la Oradea formația clujană Vulturii Vultureni. Europenii au învins cu 2-0 și au dat drumul la fiestă pe stadionul din Oradea. Meciul s-a jucat pe o căldură infernală, însă albaiolienii au gestionat foarte bine ocaziile avute și s-au impus cu 2-0. Pentru europeni au înscris Andone și Cristea, ultimul din penalti. Titular în poarta Europei a fost Gabriel Rotar, care la 42 de ani a reușit să facă un meci mare. Și cum a reușit să jumulească Vulturii, întreg staful echipei, care din sezonul următor va evolua în al treilea eșalon, va împărți o primă frumoasă în valoare de 20.000 de lei. Meciurile de acasă ale Europei se vor juca în continuare la Teleac, iar zvonurile spun că va fi construită o tribună de circa 5.000 de locuri pentru stadion. Elevă în clasa 5-a la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia, Oana își împarte orele de cursuri cu cele de judo. Se pregătește mult și speră să ajungă cel puțin ca idolul ei, Alina Dumitru. Practică judoul de 2 ani și este antrenată de profesorul Cristian Dinu, antrenor de judo la Clubul Sportiv Unirea. Oana Ignat a fost la un mic pas de a prinde finala din cadrul campionatelor naționale de judo destinate copiilor sub 13 ani. Este un copil bun, cu rezultate bune la învățătură și foarte disciplinat în viața de zi cu zi. Antrenorul ei ne-a spus câteva cuvinte despre ea. Este o fată talentată, cu puțin mai multă muncă. Sperăm că pe viitor ca rezultatele ei să fie mult mai bune, deoarece v-am spus că este o rampă de lansare, colaborăm foarte bine atât la nivel de secție, ea va fi promovată în grupa de avansați la colegul meu Todor Ioan, altfel ca pe viitor să aibă mai multe antrenamente, ceea ce înseamnă implicit rezultate mai bune. Puțin timidă, Oana a avut emoții la prima sa întâlnire cu microfonul și camera. Ea a vorbit despre ultima sa performanță și despre ce vrea să facă în această carieră de judoka.
Am făcut antrenament zi de zi și am muncit foarte mult. Cum a fost? Destul de greu, dar am reușit. Din câte știu eu, ai fost foarte aproape să accesezi în finală. Da, însă am pierdut. Și ce planuri ai pe viitor? O să te ții de judo? Da, o să mă țin. Și sper să ajungi cât mai sus? Da, aș vrea să ajung ca Alina Dumitru. Cristian Dinu se ocupă de judocanii mai mici pe care inițiază în acest sport și le administrează microbul judoului. După inițiere, copiii ajung pe mâna domnului profesor Ioan Todor, care îi perfecționează pentru a atinge cele mai înalte trepte ale podiumurilor la concursurile de judo. Nu este ușor, deoarece avem o colaborare foarte bună, Clubul Unirea, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Alexandru Domșa. Am găsit portița și locul unde baza de selecție este foarte mare și lucrurile decurg bine, putem spune. Avem și sprijinul directorilor, este o colaborare de ambele părți, copiii sunt, sperăm ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune și să fie o rampă de lansare pentru tinerii judoka. Județul Alba are o mare bază de sportivi judocani, iar din spusele domnului Cristian Dinu, viitorul sună bine pentru acest sport în județul și orașul nostru. Oțelul Galați are probleme mari în această perioadă. Din lotul pregătit de Dorinel Munteanu au plecat câțiva sportivi importanți și antrenorul nu mai are răbdare să înceapă reconstrucția. Soarta echipei gălățene se va decide în următoarele zile, urmând ca aceasta să fie preluată de câțiva acționari. Situația de club îl sperie pe Munteanu, care a anunțat pe oficial că dacă nu se concretizează ceva, nu va mai antrena. Acesta ar putea părăsi pe Gălățeni după ce anul trecut a adus pentru prima dată campionatul în Moldova. După ce a pierdut pe doi dintre cei mai importanti jucători din lot, Antal și Sălăgeanu, tehnicianul nu va conta pe viitor nici pe capitanul Gabi Paraschiv. Acesta a fost anunțat de curând că nu va mai intra în planurile antrenorului. La fel s-a întâmplat și cu Sorin Frunză, căruia nu i s-a prelungit contractul. În aceste condiții, antrenorul Oțelului va avea mult de muncă, însă trebuie să aștepte noi investitori la club pentru a se concretiza situația. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Încă ne aflăm sub atenționarea cod galben emisă ieri, așadar vremea va fi în continuare călduroasă, caniculară în această după-amiază în toate zonele de câmpie, de deal și de podiș, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 al disconfortului termic. Cerul este variabil, mai mult senin în zonele joase, în timp ce la munte, izolat, vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul suflă de la slab până la moderat, iar presiunea atmosferică este în ușoară scădere pe tot parcursul intervalului. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 30 și 37 de grade, iar cele minime se situează între 11 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius. Dar să vedem cât reușește să coboare mercurul din termometre în această seară. Vor fi 29 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 28 de grade la Aiud, 27 de grade la Blaj și 23 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Noaptea, valorile termice vor mai coborî și se vor situa în jurul a 17 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 16 grade la Aiud, 15 grade la Blaj și 13 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea se va menține călduroasă, caniculară chiar, cu maxime ce se vor situa între 30 și 38 de grade și minime cuprinse între 12 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu unorări după amiaza și noaptea, în zona de munte, unde pe arii restrânse vor mai fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și condiții de grindină. Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, oscilând în jurul a 36 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 35 de grade la Aiud și Blaj și 32 de grade Celsius la Câmpeni. Sâmbătă vremea va fi în general instabilă. În jumătatea de nord a țării, regimul termic va marca o scădere față de zilele precedente, iar cerul va avea înorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.
vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, vremea se va menține călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar cele minime se vor încadra între 12 grade în depresiuni și 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept puțin mai târziu la un nou grupaj informativ. La revedere!